rețineau tot ce le spuneam. Adică, aici se vede darul, pentru că eu eram pierdut, dar ei înțelegeau la mine ceea ce nu înțelegeau la alții. Și, pe urmă, lucrul ăsta s-a verificat de-a lungul timpului. Tocmai de asta ce-ți predica duminică. Am înțeles. Nu, dar vreau să răspund Maicii starețe. Deci, cred că nu mă pot angaja bunoară la... pentru că atunci când zicem să ne rugăm să împlinească un lucru, eu nu zic că fac lucrul ăsta dacă nu știu că îl și fac. În sensul, nu că mă rog, ci în sensul că am încredințarea că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și o împlinește. Că eu pot să mă rog, așa că așa e retorica noastră, rugați-vă și nu știu ce. Dar în momentul când te angajezi la rugăciune, trebuie să ai încredințarea că pentru lucrul pentru care te rogi, Dumnezeu îl și împlinește. Ei, eu nu pot să spun că în viața mea de până acum am fost dintre cei rugători. Sigur că mi-am făcut și eu rugăciunile ca tot omul cinstit, dar a fi rugător înseamnă, cum să spun eu, asta înaintea lui Dumnezeu, mi-aduc aminte de Pavel cel Simplu, că nu voia să iasă dracul dintr-o femeie și Sfântul Antonie, zice, nu pot eu să scot dragi de ăștia căpetenii, du-te la Pavel cel Prost, că el îi scoate. Și s-a dus și Pavel cel Prost zice, pentru rugăciunile Sfântului Antonie ieși. Ăla de unde? Pentru nu știu ce ieși. N-ai. S-a supărat el, s-a suit pe un petroi și a zis, Doamne, nu mă mai cobor de aici până nu scos pe drac, aici mor. Și a început să scheaune dracul partea elaltă și a ieșit. Deci asta e rugăciunea. Când te duci și stai înaintea Dumnezeu în soare, în post, până crapi. Și Dumnezeu atunci, ce să fac cu nebunul? Dar păi moare. Atunci face, împlinește Dumnezeu, adică îl silește așa cu cum să spun eu, cu jertfa ta să facă ceea ce... Ei, nu, foarte puțini oameni au darul ăsta. Așa că eu vă pot povesti una și alta, dar nu mă pot angaja la rugăciune, pentru că și pentru mine cred că se roagă alții. Îmi spunea un prieten, Făgețanu de la Lupșa, Maxim îl cheamă. Se întâlnea cu câțiva studenți de-aia, zice, băi, lasă-l pe Ion, că el poate să facă câte păcate vrea, că are cine se roage pentru el, că are atâția preoți, îl pomenesc toți. Adică el poate... Ei, nici așa. Acum eu stau să mă culc pe urechea, că se roagă maica asta, se roagă părintele Dan și eu nu mai trebuie să mă rog. Deci, dar e bine să știm lucrul ăsta, că există niște daruri. Unul se roagă cu palmele prin muncă, altul se roagă cu arta sau dacă cu sculptura, altul se roagă cu icoanele. Altul se roagă, darul pe care îl dă Dumnezeu este dăscălia pe care vă spun acum. Părintele, partea sfințitoare, tainele pe care nu le poate face altcineva. Maica stareță cu conducerea pe care nu poate să facă altcineva. Deci fiecare îi dăm lui Dumnezeu din darul pe care El ni l-a dat. Așa că, Maica stareță, eu nu pot să spun că nu vă pomenez la rugăciune, dar în același timp nu vă bazați pe neputincioasa mea rugăciune. Dimpotrivă, mai degrabă mă bazez eu pe ale sfinților voastre. Da. Părinte, acum o întrebare, pentru că sunteți filolog de meserie. Întrebarea ar fi următoarea. În Noul Testament am văzut, de exemplu, în versiunea înaltului Bartolomeu legat de Tatăl nostru, în Alpea Sfinția sa, de acolo versiune în care traduce Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele. Am văzut alte versiuni în care se traduce pâinea noastră cea spre ființă. În altul Bartolomeu, el scrie într-o notă de subsol cumva că pâinea noastră cea spre ființă e o versiune tolerată de biserică față de versiunea pâinea noastră cea de toate zilele. Acum, sfinția voastră fiind filolog de meserie, ce ne puteți spune? Din câte am citit eu acolo, cuvântul în greacă e epiusia, dacă țin bine minte termenul. Donator Hemonton epiusion este un neutru, că artos este neutru. Epiusion, epiusia e pluralul, e de la epiusion, singular este epiusion, dar aici ar fi interesant de pomenit că mai sunt și alte, de exemplu, Cristian Bădiriță a scos acum versiune Evanghelie după Matei. El are cea mai, nu, toate Evangheliile. Le-a tradus toate, da. Acum nu mai știu nici eu câte ori fi apărut, dar știu că aveam și Ioan și Matei și încă una, cred. Și el are cea mai originală traducere din câte am văzut eu. Este pâinea noastră cea de mâine, dă-ne nouă astăzi. Și ăsta e un foarte bun filolog. Adică a fost student și știu, e foarte capabil. Și cât să scremuți și el ca să
să scoată un semn și a scos unul de stămintea în loc, că de ce să cer pâinea de mâine astăzi când mâine e mâine și așa azi, e, așa da, e, corect, așa, pâinea e, noastră așa cea de astăzi, astăzi sau așa de e, da, toate da, zilele sau da, cumva. Corect. Dar să-ți cer pe aia de mâine astăzi mi se pare absolut abracadabrant, așa. Un exemplu de da, câte derapaje se pot întâmpla la, la traducere. Cuvântul epiusia, epiusion, este, nu se mai întâlnește în limba greacă. Filologii zic că ar fi o creație pe terenul Sfintei Scripturi, al Evangheliei. Da. El sigur trebuie să fi fost, dar nu prea, nu prea e atestat. Nu știu dacă are vreo două, trei atestări în limba greacă. Era așa un cuvânt compus sau... Da, e un cuvânt compus. Compus din epi, care înseamnă pe, și usia, care vine de la verbul a fi. La fi, de la a fi, grecii fac deosebire între fi și a exista. Nu de la exista în sensul de a deveni, ci usia, to on, nu este... Ființa. I am, în engleză, ego, eimi, ho on, în grecește. Eu sunt cel ce este. Sunt. Sau cel ce sunt, sau cel ce este. No, no. Acum aici a fost răciut. No. No. Ori este verbul care definește ființa în sens absolut, nu ființa în sensul devenirii, cum suntem noi. Și atunci, acest epiusie este legat de noțiunea de ființă de la verbul, de la acest participiu, on, on, usa, on. Și e toată filozofia, onticul, ontologicul, da, și toată... Da. Că, de, deontologia. Orice, da, orice școlar doare capul că nu înțelege bine termenii și îi găsești în toate manualele. Acel cuvânt are, de-aia zic, cuvântul ăsta, epiusia, acest usia poate să vină și de la un verb care înseamnă a veni. Eimi, radicalul ăsta, forma lui originară, se poate identifica și cu rădăcina verbului a veni. Și de aici, acest epi cu a veni îți dă o combinație care înseamnă viitor. Viitor este cel ce vine. Și atunci poate de aici de mâine după dinliță. Păi da, e, nici asta e, poate e justificat. Dar trebuie să te mai duci pe la biserică, știi, ca să afli înțeles. Corect. Și deci există și posibilitatea de a traduce acest cuvânt plecând de la radicalul de a veni, cu sensul de a veni dinspre viitor. Că viitor vine de chiar de la a veni. Viitor este ceea ce vine spre noi, dinspre înainte. Da, 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 da. Și s-a tradus, de exemplu, sunt pâinea noastră cea viitoare. S-a tradus și așa. Cred că mai sunt variante, dar eu personal acum am și eu, ca să nu știu toate opțiunile. Părintele Anania, când a zis pâinea noastră de toate zilele, a mers pe varianta Vulgatei. Adică latinii au o traducere care s-a încetat să zică ei, panem nostru cotidiano. Cotidian înseamnă cotidian. Zilnic. Și atunci e pâinea noastră zilnică sau de toate zilele, tot aia este. Și asta e varianta pe care Părintele Anania l-am prins în mai multe locuri și probabil că o să fac odată o dare de seamă, dacă tot traduc. Da. L-am prins de mai multe locuri, în mai multe rânduri, luând ad literam din alte traduceri, nu din greacă. Înțeles. Din ediție. Derivate. Da, franțuzești, King James și altele, care i s-a părut lui că sună bine, el fiind un om cu simțul limbii, da, un artist al cuvântului, dar cu Sfânta Scriptură nu prea poți să-ți permiți să fii poet. Trebuie să fii cam riguros. Pe text. Da, să fii cam... să ții strâns cum se spune, inspirația poetică. Pentru că de multe ori te duce pe căi... Da, da. Ori, cum se spune, tradiția ortodoxă este o tradiție care respectă, se străduiește să prindă Duhul în litera, ținând cont de litera în care el este. Adică traducând de multe ori chiar excesiv literal. Chinuind oarecum sintaxa limbii române. Da, da. Deci asta a fost tradiția noastră. Da, 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 da. Tradiție de care s-au depărtat protestanții și chiar și noi, acum mai nou cu bădiliță, acum cu pletora asta de traduceri, eu, de exemplu, mie mi s-a reproșat la Noua Europa, chiar de bădiliță sau de pleșu, nu știu care mi-au zis, că limbajul meu e cam beorist. Beorist însemna peorativ, adică e limbajul bisericii. Păi zic, așa trebuie să fie. Ăla e limbajul viu, adevărat. Păi da, adică noi trebuie să avem un limbaj al bisericii, nu vorbim ca la cărciumă sau... Da. Știi? Adică, mie nu mi-a părut, mie zic, nu mi-e de ocară asta, mi-e de laudă și o să țin la limbajul ăsta.
Da. Așa, deci mă întorc acum la opțiunea pe care, pentru care am, pe care o susțin, este Epiusion le au drept legat de noțiunea de ființă, de la Eimi, de la Ego, Eimi, Ho, On. Și mi se pare simplu, că nu mi se pare greu de explicat. De exemplu, există o traducere în Itala sau o traducere latină, în orice caz, care sună cam așa: Panem nostrum transsubstanțialem danobis hodie. Transsubstanțiale. Epiosium. Da, da. Adică pâinea noastră, că ei au un cuvânt acolo în liturghia lor de transsubstanțiere, care se referă la prefacere. Prefacere, da, da. Și anumim noi prefacere. Da, da. Ei, păi, asta mi se leagă foarte bine. Mă mir că părintele Anania a scăpat. Și el încă scria în altă subsolă că e o versiune tolerată de biserică, cea cu spre ființă. Păi de asta mă mir. Mă mir de unde și cine i-o fi spus treaba asta. Că pâinea noastră, cea spre ființă, este exact pâinea aia preschimbată din pâinea asta de toate zilele pe care o luăm pentru trup, ci este pâinea pe care o luăm pentru ființare veșnică. E cea spre ființă. Sigur că, din punct de vedere gramatical, e o incorectitudine. De ce? Că epi nu se traduce cu spre. În limba greacă, prepoziția spre este eis. Dar acolo nu avem eis, usia, avem epi, usion. Și, cum să spun eu, gramatical, noi forțăm traducerea aici. Asta e adevărat. Adică putem zice că o traducere mai apropiată, e o toleranță din punct de vedere al gramaticii. Da, da. Dar din punct de vedere al înțelesului, al duhului, am auzit aici că ține scurtat cea de toate zilele, că am remarcat asta, dar eu susțin cu toată cât autoritatea am, multă puțină, și cu argumentele pe care le spun acum, că pâinea noastră, panem nostru transubstanțialem, pentru că ne referim direct la pâinea vieții veșnice, la pâinea spre ființă, care este împărtășania. Și împărtășania, înțelesul ortodox, pentru că, de exemplu, liturghia catolică, am înțeles că au probleme cu epicleza, cu acolo sunt niște lucruri care deja lipsesc. Da, da, da. Și atunci s-ar putea ca noi să fim ultimii care să o păstrăm pe asta, ei lați să aibă, așa, să fie pâine de toate zilele care mâncă ei acolo. Dacă te uiți la sectarea, ei pâine de toate zilele. Așa e, da. Așa. Deci la ei se potrivește, e adevărat. Da. Și ar trebui să avem aceste distincții. Da. La noi nu-i pâine de toate zilele. E prefăcută, nu-mi place, că prefăcută are și înțelesul ăla. E, cum să zic, transformată. Transubstanțiere înseamnă trecere dincolo de substanță. Da. Trans, adică trecem de sub tabelul lui Mendeleev, nu știu cum să spun, trecem dincolo. Da. Așa e cuvântul poate să meargă și încolo, spre să compreze și de prefăcătorie. Păi da, așa, de exemplu, no, protestanții ce zic? Nu, pâinea e pâine, nu e niciun fel de masim în capul nostru, e simbolică, nu știu ce. Păi da, simbolul adevărat prezentifică, simbolul adevărat aduce... Înțelesul de aici, așa este, dar acum simbol înseamnă ceva ce îți aduce ție aminte de, adică un desen simbolizează o cioară, și gata. Da. E doar în mintea mea, nu are nicio legătură ontologică. Da. Dar la noi, pâinea pe care ne părtășim este ontologic. Așa e, da. E numai forma, ca zic așa, chipul, sau cum se cheamă, specia, sau cum se cheamă, cum ați învățat la teologie, eu nu mai știu limbajul ăsta așa. Da. Este de pâine, că nu poți mânca carne, și cum știu părinți. Da. Da, cam asta ar fi răspunsul pe care îl pot da. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, adică astăzi fiind împărtășanie zilnică cu Hristos. Da, acum vă spun altă întrebare. Văd că cum se cheamă? Păi, acum am gândit, m-am gândit la câteva întrebări, legate și de limba, fiind în domeniu, așa, care vi se pare cumva că sună mai frumos, greacă sau română, ca muzicalitate, ca și asta, cum vedeți? Pentru ca să dau răspunsul la asta, ar trebui să fiu bilingv. Numai un bilingv din pruncie poate să simtă, să facă... Totuși, sunteți bilingv. Ba, da, de capul meu. Sunteți. Eu nici limba română nu știu bine, dar bine limba. Dar așa în mare, totuși, așa cum vi se pare când citiți, de exemplu, când citiți în greacă, cum sună așa? La mine limba latină sună mai bine.
pentru că e, și mi se pare explicabil. Adică eu când citesc patrologia greacă, eu acolo mă alunecă mult mai repede ochiul spre textul latinesc, pentru că ăla e cam românesc, nu știu cum să zic. Și la mine textul latin nu merge direct. Textul grecesc în stat sunt mai scapi, sunt mai gândesc ce-a fi vrut să spună. Pentru că posibilitățile limbii grece sunt foarte mari. Polisemia ai mare. Da, e o limbă cu mari posibilități filozofice și speculative. De asta toate ereziile pe acolo s-au născut. Da. Și atunci e mai dificil să accesezi textul grecesc, adică trebuie să știi foarte mult, adică trebuie să fii vorbitor de limbă greacă, nu de limbă greacă de asta, asta are nicio treabă. Limba e la altă, veche, care vorbea Sfântul Vasile, de exemplu. Acum dacă tu ai tratat despre Sfântul Duh, vădă cu o propoziție scrie nu știu câte pagini, cu dia și cu ce, că da, înger, da, prin, cu Duhul Sfânt, în Duhul meu, prin Duhul Sfânt. Bă, dar îți dai seama ce subțirile acolo de, dacă nu ești vorbitor de limbă greacă, de om. N-ai ce potențial. Da, apropo de asta, nu, părinte, am un răspuns. Apropo de acest lucru, am un, să vă spun un lucru pe care, care puțin îl știu. Toate limbile vechi, indo-europene cel puțin, cred că și ebraica, cred, nu am încredere, toate limbile aveau accent muzical. Toate limbile moderne au accent de intensitate. Diferența e uriașă. Da. Nici nu vă dați seama. Deci, o limbă veche, limba latină, limba greacă, limba sanscrită, cred că și limba slavă, nu știu. Toate aceste limbi aveau, erau cântate. Deci noi, nouă profesorii ne spuneau că accentul în limba greacă, la circumflex, ascuțit, nu știu ce, erau accente care se cântau și ne dădeau notele. Adică cum ar fi așa, să zicem noi, deosebești companie militară, nu, de companie, că îmi ții companie de companie, de, vezi că nu. Ei nu puneau companie, ne punem ictus, poc, batem tare, companie, și companie, îmi ții companie. Da. La ei suna cam așa, companie, e, să-l tai, da, le ridicai cu o octavă sau știu eu cât mai sus vocea. Deci era când muzica psaltică de aici se trage. Ei nu că făceau muzică. Asta era felul lor de a vorbi, noi nu dăm seama. Deci că e muzică. Da. Nu e muzică, e accentul pe limbă pus după limba veche, accent muzical. Limbile noastre au accent de intensitate, adică aici este taina, cine are minte de filozof să, eu spun doar cum stau lucrurile, dar cine e filozof să cugete. Una este să vorbești cântând și alta este să vorbești bătând toba, că e violentă, da, felul ăsta de a vorbi agresiv. Ai văzut când ce vorbiți în voi în psalmi și în cântări și noi zicem, a, că cum să vorbesc, să cânt psalmi, nu, cânt acolo în stradă, ei, nu asta e vorba, e vorba să... Ai melodicitatea... Așa, să nu mai pui accentul ăsta, să dai omului în cap. Îmi vorbim noi acum, că eu vorbesc cu accentul ăsta de agresiv. Nu vorbesc cu accent muzical, că așa suntem educați, bătuciți, să nu la cap și la vorbă. Dar e bine măcar să știm că ne-am îndepărtat de dulcea limba vechilor cazani, limba dulce și înțeleaptă. Multe dulce frumoase, limba ce-o... Da, dar nu prea o mai găsim acum. Acum vorbim o păsărească. Deci, o întrebare așa. Când s-a trecut de la melodicitate, când s-a trecut de la oralitate la scris, atunci s-a pierdut melodicitatea? Nu. Limbile, marile din clasice, le-a venit lor ceasul. Și din latină s-au născut limbile moderne europene, din greacă limba neogreacă, din sanscrită limbile indiene, limba chineză vechi. Deci toate limbile vechi, nu știm aici, nu e o taină, au murit. Adică în sensul că au dat naștere unor fiice, unor nepoțele, care nu mai seamănă cu bămicile lor. De ce s-a întâmplat asta? Nimeni nu poate să-i explice. Că nu poți. Că lucrurile s-au schimbat în așa fel pe de-a lungul a sute de ani. Și nimeni n-a băgat de seamă, vreau să zic. Nu m-aș de seamă.
că nu poți să auzi cum vorbea moșul tău de acum 200 de ani. Că nu-i cum. Da. Iar la nivel de generație nu se simte diferența. Așa. Nu știm care e cauza. Aici a spus limbile moderne, europene sunt rase de latină. Totuși există foarte multe cuvinte cu rădăcini grecești în limbile europene. Limba latină, greacă, sanscrită, germană, slavă, toate sunt limbi dintr-un singur dialect. Dar totuși, el au intrat în limbile moderne, au intrat din greacă, au intrat din latină, au intrat din greacă, nu? Multe rădăcini au intrat din greacă. Astea au intrat pe cale livrescă, pe cale științifică. De exemplu, în limbajul științific, în limbajul, au luat din limba greacă, care oferea cele mai multe posibilități semantice. Deci, limba greacă a dat naștere la limbajul științific și artistic și limbajul medical. Astea sunt împrumuturi, nu sunt împrumuturi naturale, sunt împrumuturi școlare, ca să zic așa, luate de savanți, de profesori, de universitari, de când un filozof, să zicem, gândea în limba engleză de acum, știu eu, Francis Bacon, din secolul XIII sau știu eu, că, ce să faci tu cu engleza aia de ciobani? Și atunci, sigur că lua din greacă, lua din latină, lua din nou, ce să... Ca cum am făcut noi cu cronicarul când ne culce, când... Ar fi vrut să spun, dar ce se izbea de, cum zice expresia lui, de neajungerea limbii. Adică nu mi-ajunge limba. Nu mi-ajunge limba. Și atunci luăm cu slavonisme, cu tot felul. Nu, sau la Cantemir, dacă te uiți. Tot felul de topică latinească. Erau tot chinuită sintaxa limbii rom. Da. Păi, dacă mai am o întrebare legată de limbile astea vechi. Limbile astea vechi cu care au o organizare fabuloasă, așa. Ele, cum le vedeți? Apărute ca un dat de la Dumnezeu pentru diverse popoare sau apărând prin evoluție? Aici merge teoria evoluționistă sau teoria, să spunem, datului, a darului, a înainte proiectării acelei limbi? Că au structuri fabuloase, nu până la urmă aceste limbi. Asta e la un lucru la care nu m-am gândit până acum. Dar m-am gândit la ceva apropiat. La început toți oamenii aveau o limbă și un grai de la Adam. Înainte de Babel. Da. După Babel s-a întâmplat un lucru. În sensul că Dumnezeu le-a încurcat limbile. În ce sens le-a încurcat limbile? În sensul că oamenii au început să, cum se zice acolo, au fost dați oștirii cerurilor. Deci în momentul în care ei s-au risipit, fiecare grupare din asta etnică sau cum era, a fost dată sub autoritatea unei puteri cerești, unui înger. Da. Și ei au trecut, atunci zice că se slujească oștirii cerurilor. Nu li se spune ce e oștirea cerurilor, presupun că sunt diversele tradiții care s-au configurat atunci în funcție de îngerii care, că fiecare popor avea și are îngerul lui, care conduc neamurile de la început, cum avem și noi, îngerul nostru prin la botez. Dar este și un înger al poporului, neamului. Și cred că când vorbim de schimbarea limbii, vorbim și de involuție și de evoluție. Adică în raport cu limba pre-Babel, a fost o încurcătură. Deci acolo s-au încurcat sinapsele. După Babel s-a produs o reorganizare a limbii. După altă axiomatică, nu știm noi cum a fost, dar e limpede că fiecare popor și-a recreat, s-a restructurat modul de a vorbi și modul de a gândi. Adică din același rădăcini, oamenii au dezvoltat semantici distincte în funcție de popor. Da. Deci este la început o involuție, în sensul că au uitat, să zicem, limba adamică, să zicem așa, da? Și au reconstruit pe urmă, împrumutând, luând, gândind, inspirându-se. Uite cum e limba română, bunoare. Limba română de acum, știu eu, 3-400 de ani, dacă te uiți, era o limbă cam peticită așa. Că dacă citești Noul Testament de la Bălgrad sau știu eu, acolo cam complicat, nu știm cum vorbeau oamenii simpli, dar e limpede că la nivelul elitei limba română nu era o limbă de școală. Era o limbă de ciobani. Da. Oricând a trebuit să traducem din limba poloneză, greacă, știu eu, în limba română,
atunci oamenii au simțit nevoia să adapteze sintaxa, să adauge cuvinte din limbi străine, din slavă, din greacă, din... Și atunci s-a produs o evoluție. O restructurare a limbii, de exemplu, acum limba română a ajuns la maturitate, adică acum putem spune că ea poate exprima cam tot ce se gândește în lumea asta. Adică ce găsești în franceză, în engleză sau în orice altă limbă, poți reda în limba română, pentru că limba română și-a perfecționat la nivel științific și lingvistic și universitar, și-a perfecționat posibilitățile și atunci putem comunica. Pe de altă parte, această perfecționare a limbii nu s-a făcut în înțeles duhovnicesc. Perfecționarea s-a făcut în înțeles trupesc. Orizontal. Și din punct de vedere al posibilităților limbii de a exprima, eu traduc acum, îmi dau seama că e foarte greu, pentru că cuvintele sunt târâte în șanț. Sunt folosite vulgar. Și atunci e foarte greu. Cu cuvinte putrede, cum se zice în limba veche, cu cuvinte putrede să construiești casă, cărămizi putrede, să faci casă bună. Da. Și atunci trebuie să fim conștienți de faptul că din punct de vedere al conținutului duhovnicesc, limba reflectă starea celui care vorbește. Că nu poate limba să fie duncească și vorbitorul să fie trupesc. Da. Deci dacă vorbitorul e pătimaș, și patima se vedește în felul cum vorbește. Dacă vorbitorul este sfințit, e curățit, el nu mai vorbește ca un pătimaș. Da. E clar. Deci limba noastră are foarte multe posibilități, așa cum, de exemplu, astea sunt foarte mari posibilități, dar sunt folosite pătimași de oameni. Da. Nu sunt folosite în sens duhovnicesc. Și atunci un părinte poate să zică, băi, nu te mai uita la televizor că e rău. Televizor nu e rău în sine, dar e folosit pătimaș. Și atunci capătă această întinare, simplu fapt că te uiți la televizor, aproape cu siguranță că nu mai rămâi curat. Da. Așa e cu limba noastră. Și atunci apar tendințe, cum sunt la greci sau la ruși, de a păstra limba bisericii, o limbă veche, neatinsă de modernitate, cu tendință pe care o vedem și la părintele Rafael Noica, care recrează un limbaj arhaizant, așa, dar artificial, care nu se vorbea niciodată, dar așa și închipuie cam cum ar fi trebuit să fie, un limbaj artificial. Deci sunt două extreme în care se cade. Deci arhaizarea din dorința de a nu te întina de limbajul modern, artificială, excesul de neologisme, care înseamnă, domnule, pun exact cuvântul ăla, indiferent de unde le-au, îl pun acolo, zic, maica, domnule, a rămas gravidă, sau știu eu cum. Asta e, dacă... Nu, și sunt multe. A tradus Bădiriță și Patericu și acum la Sfânta Scriptură și folosește sintagme, pentru mine cel puțin, șocante, care sar peste limita limbajului cuvincios și cuvios. Da. Dar asta e, din cauza că le-am pierdut dreapta măsură, cădem în aceste extreme. N-avem de ales, deci n-avem cum să nu cădem.